Clipe de groază pentru o româncă plecată în Italia la muncă. O badantă în vârstă de 65 de ani a fost agresată de pensionarul de care avea grijă. Badanca româncă îngrijea doi frați în vârstă care se aflau în locuința lor din Italia, însă unul dintre aceștia, un bărbat în vârstă de 76 de ani, a început să o maltrateze, spunându-i că este hoață pentru că a pierdut niște bani pe care îi ținea în casă. Conform polițiștilor, pensionarul a insultat-o și a spus că în țara ei este prostituată și că datorită lui a fost reabilitată. Femeia a suferit tot felul de abuzuri și asupriri din partea pensionarilor pentru că avea nevoie de acel salariu din care o mare parte îi trimitea în fiecare lună familiei ei în România. Până acum, loviturile erau la ordinea zilei. Odată, doar pentru că nu a găsit încă masa de prânz gata, bătrânul și-a scos coreaua de la pantaloni și a lovit-o. Însă, ultima dată a lovit-o cu un băț în cap, provocându-i o rănire gravă și o vânătaie pe față. Badanta româncă nu a mai suportat și a apelat la un avocat pentru a declanșa plângerea. Pensionarul se află acum în registrul suspecților pentru infracțiuni de rele tratamente, amenințări și vătămări corporale, audierea preliminară fiind stabilită pentru 22 octombrie. La începutul lunii martie, o altă badantă româncă a depus plângere împotriva pensionarului de care avea grijă în localitatea italiană Itirii. Pensionarul este judecat de tentativă de violență sexuală și amenințări. "Nu am dat niciodată anunț că aș căuta o îngrijitoare. Ea a fost cea care m-a sunat pentru o programare, apoi a început să-mi ceară bani. O dată pentru fiul bolnav, încă o dată ca să-și plătească factura la energie electrică și din nou pentru înmormântarea tatălui. Dar nu am atins-o niciodată. Nu i-am amenințat nici pe ea, nici pe copiii ei. Nu am mai făcut astfel de lucruri în viața mea", a spus pensionarul în vârstă de 76 de ani în fața judecătorilor. Bătrânul de 76 de ani a ajuns să fie judecat pentru tentativă de violență sexuală și amenințări. "Dacă nu te culci cu mine, voi trimite pe cineva la școala fiicei tale și o voi răpi și o voi viola", i-ar fi spus el unei românce de 34 de ani care l-a denunțat. "Fie faci sex cu mine, fie arunc acid asupra copiilor tăi", i-ar mai fi spus bărbatul, relatează știrdiaspora.ro.